Salutare tuturor și bine am găsit la un nou video pe canal. Astăzi voi vorbi despre Free Fire Max, fiindcă s-a lansat. Iar dacă vreți să știți cum puteți să-l descărcați, cum să vă jucați Free Fire Max și cum arată, stați până la sfârșitul videoclipului. Înainte să începem, apăsați toată lumea pe butonul ăla de like. Deci toată lumea să apese pe butonul de like, să strângem peste 1000 de like-uri. Dacă sunteți noi, abonați-vă cu clopoțelul ca să primiți notificare atunci când postez. Și dați-mi follow pe Instagram la alice.15. Iar dacă vreți să deveniți membri oficiali ai canalului, o puteți face prin linkul din descriere sau prin apăsarea butonului de alătură-te, ca să aveți acces la beneficii speciale dedicate membrilor canalului, cum ar fi că voi puteți vă jucați cu mine sau să vă trimit cere de prietenie pe Free Fire, doar dacă vreți și doar dacă puteți. Bun, cam asta a fost și introducerea noastră. Hai să vorbim despre Free Fire Max. O să avem și un trailer sau chiar mai multe trailere plus gameplay și spre sfârșit o să vorbim despre când o să fie lansat global, pentru că Free Fire Max s-a lansat, îl puteți găsi pe Google Play sau pe App Store dacă aveți iPhone, dar doar în anumite țări, nu o să vă apară vouă că este disponibil în țara voastră. Așa că, ca să nu spuneți că vă mint, aveți aici un screenshot pe ecran, este pe Google Play acest joc Free Fire Max, doar că nu este disponibil în România, nu putem să-l descărcăm din România. Am încercat să-l descarc cu VPN, deci mi-am pus VPN pentru că el este disponibil în beta, gen Free Fire Max-ul, și mi-am pus VPN pe o țară din aia, din ce e disponibil, da? Și am instalat jocul frumos, m-am conectat, iar apoi am primit o restricție, fiindcă este limitat, adică un număr maxim de utilizatori, cum e și la Free Fire Events, dacă nu mă înșel, au acces la Free Fire Max, așa că nu mă mai pot juca și chiar aș fi fost bucuros aici să vă prezint vouă, dar mai avem puțin de așteptat și o să se lanseze global. V-am zis să puteți găsi pe Google Play sau pe App Store, doar că nu este disponibil acum în țara noastră. Puteți să-l descărcați, dar o să vă arate că nu puteți jucați, fiindcă limita maximă de jucători în beta a fost atinsă. Și am mai primit eu întrebări la videoclipuri legate de update cu Free Fire Max, că Alex, mi se șterge contul dacă descarc Free Fire Max. Nu. Free Fire Max și Free Fire gen, ei, cum ar veni un PUBG Lite și PUBG normal, doar că tu joci pe același cont, da? Deci Free Fire ai contul aici, avem skinurile noastre, sound-ul. Oh fuck. Avem skinurile noastre frumos aici, diamante, fire pass-uri, profil, și când instalăm Free Fire Max, o să ne conectăm la același cont. Deci Free Fire Max nu este alt joc, este același Free Fire, doar că îmbunătățit pentru telefoane mai bune. De exemplu, noi aici avem grafici, avem very bright, avem high, avem on, avem high, așa, resolution, shadow. Ei bine, Free Fire Max o să aibă toate chestiile astea îmbunătățite, adică o să avem o textură mult mai bună și mult mai clară. Lucrurile, casele, pământul și armele se vor vedea mult, mult mai bine. O să avem texturi foarte, foarte, foarte mari și foarte clare, dar pentru telefoane mai bune. Așa că dacă vreți să vă jucați Free Fire Max, trebuie să aveți un telefon mai bun. Iar dacă vreți să vă jucați Free Fire pe un telefon mai așa, mai de, nu știu, nu vreau să jignesc, un telefon mai ieftin așa, o să vă jucați Free Fire normal. Și aici aveți grafici, doar că pe Free Fire Max, o să vedeți în trailerul ce o să urmeze. Free Fire Max va arăta mult, mult, mult mai bine, dar o să mănânce și mai multe resurse și eu cred că voi rămâne la fel pe Free Fire normal, fiindcă aici, bă, ce diferă de Free Fire Max și ăsta normal? Diferă niște grafici, dar movement-ul e la fel, adică o să ne mișcăm la fel, nu o să ne mișcăm ca în PUBG, movement-ul o să fie exact, exact la fel, o să fie sunetele schimbate în Free Fire Max, texturile pe mașini vor arăta altfel, o să avem umbre mai clare, dar eu cred că voi rămâne aici ca să nu mănânce multe resurse și să pot să joc aici acum joc normal, try hard, cu joc și cu rezoluția maximă, dar asta e, o să facem și gameplay când o să apară Free Fire Max global. V-am zis, el este acum apărut pentru anumite țări, deci este beta și nu puteți să-l descărcați pe moment pentru că o să vă dea limită de player și nu vă puteți juca. Cam asta a fost și cu și chestia asta de introducere așa cu Free Fire Max-ul, deci v-am zis, nu o să vă pierdeți contul, v-am zis, îl puteți găsi pe Google Play sau pe App Store.
Iar acum o să vă las cu niște trailere de la niște băieți care au descărcat Free Fire Max-ul și l-au descărcat de câteva zile acolo, că el e disponibil pe Google Play de 2-3 zile și au acces la el. O să vă arăt niște trailere cum arată Free Fire Max și cum o să se miște, cum o să arate texturile. Vreau să apăsați pe butonul de like pentru că mă chinui să fac videoclipuri zilnice și vreau și eu apreciere acolo. Puteți da și un share la prieteni ca să facem mai multe vizionări și să abonezi la mine dacă încă nu știu. Încă nu mai știu și da, băieți, cam asta a fost și introducerea. Iar eu acum vă urez vizionare plăcută la trailerul cu Free Fire Max. Bă, băieții, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi, deci ați văzut trailerul, ați văzut că Free Fire Max este lansat, dar nu în țara noastră. O să se lanseze cât de curând, sperăm cu update-ul de Halloween să fie lansat și Free Fire Max-ul. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut dați acolo un like, un share, o distribuire la prieteni. Abonați-vă clopoțelul, le mulțumesc foarte mult membrilor canalului că mă ajută lunar cu diamante, dacă vreți o puteți face prin linkul din descriere sau prin apăsarea butonului de alăturete pentru a avea acces și voi la beneficii speciale dedicate membrilor canalului, nu doar eu la diamante gratis. Cam atât a fost cu video-ul ăsta, sper că v-a plăcut, eu am fost Alex și noi ne vedem data viitoare.